Salut! Bine ai venit la un nou video. Astăzi o să cutreierăm puțin pădurile pentru a găsi niște ciuperci. Ținta mea ar fi să găsesc niște hribi, ghebe, dar o să vedem ce o să găsim în timp ce înaintăm prin pădure. Țin să vă spun că nu sunt un mare cunoscător de ciuperci și mai am un prieten cu mine care o să mă ajute să identific anumite ciuperci. Bine, într-un mod mai popular. Cred că am găsit niște râșcovi. Primul hrib găsit. Ce e asta? Barba capri. Iarba caprei? Barba. Barba caprei. Ce barba capri. Dacă vrei să ui... Credeam că e creasta cocoșului, nu e creasta cocoșului? Nu, e altceva, zice creasta cocoșului. A, am înțeles. Eu așa zic, barba capri. La lui noiembrie s-au cam dus ciupercăraiele, dar mai găsim câte ceva. Uitați ce exemplar frumos. Burete de frunze. Și unde găsești unul, mai sunt și alții. Nu sunt un mare cunoscător al ciupercilor, dar îmi place să merg pentru a fi în natură, nu neapărat să găsesc ciuperci. Când eram mic, mergeam cu ai mei la ghebe și mi-a rămas cumva ca o amintire plăcută. Ținta mea este să găsesc măcar un hrib astăzi, dar mă mulțumesc oricum cu orice. Important este să fiu în natură. Impediment ar fi frunzele căzute care ne împiedică să vedem ciupercile. Chiar am călcat pe niște râșcovi și după aceea le-am văzut culoarea. Așa că o să fie mai greu să găsim ciuperci astăzi. Uite, am găsit în sfârșit hribi, 1 și 2. Ia uite ce mari. Am găsit în sfârșit hribi, ce mari sunt. Ia să vedem. Nu, mă gândeam că am mai găsit un mițitel. Am avut noroc. Și am găsit doi hribei. Ce adevărat, sunt puțin mari, dar mai bine. Nu știu dacă o să găsim pe cei mici, fiind în luna lui noiembrie. Sunt cam greu de văzut, după cum v-am zis, din cauza frunzelor. Important e că am găsit măcar doi. De acum pot să stau liniștit. Un alt hribuț frumos.
și în același timp foarte gustos. Acestea cu aspect comercial nu sunt bune, dar în schimb o să găsim hribi prin împrejurimile acestei ciuperci. Ia uite la aici cum se ascunde. Da. Uitați ce minunăție. Râșcovi, uite unul mai măricel, așa, ia să-l luăm. Da, uite, am întâlnit alți doi hribi. Uite. Ia uite. Ia uite ce hrib minunat. Asta a fost ziul de astăzi, sper că ți-a plăcut călătoria prin pădure, am găsit hribi, ghebe, râșcovi, bureți de frunză, a fost o tură palpitantă și cu ceva rezultate și cu asta v-am lăsat și nu uita să dai un subscribe, un like, un share, știi tu meniu și te-am salutat, ciao!